Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Am promis într-un material anterior că urmează să vă informez despre conturile de garanție globale pe larg. Astfel, astăzi voi aborda acest subiect relatat de pe blogul Burebista 2012. Istoric al conturilor de garanție globale și eforturile lui Neil Keenan de a le elibera. S-a mai făcut referire la această problemă în informările lui Benjamin Fulford. Acum a sosit timpul să aduc clarificări pentru a înțelege exact cum și de ce se desfășoară această operațiune vastă de repunere în posesie a acestor conturi a celor îndrept, adică țările asiatice, în special familia Dragon chineză. Aceste fonduri au fost destinate pentru a elimina sărăcia de pe planetă și acesta este scopul lor după ce vor fi puse la dispoziție și în prezent. Așa cum vă spuneam în materialul Adevărul ne va elibera, alianța care va dărâma noua ordine mondială, Neil Keenan, un om extraordinar, luptă împreună cu echipa sa cu această caracatiță malefică pentru a-i aduce în fața justiției și a reda lumii dreptul și fondurile pentru eliminarea sărăciei. Povestea din spatele conturilor de garanție globale este vastă și complexă și are o istorie de aproximativ 250 de ani. În această scurtă trecere în revistă ne vom concentra pe două elemente cheie care sunt în prezent cap de afiș ale istorisirilor din întreaga lume, de datorii și de aur. Controlul global actual exercitat de către oligarhia bancară occidentală poate fi urmărit înapoi în timp de la poziția dominantă a familiei bancare internaționale Rothschild, începând cu primii ani ai secolului XIX. Strategia pe termen lung a familiilor de elită bancare și liniile genealogice regale a fost simplă: a obține controlul asupra ofertei de aur la nivel mondial, în scopul de a menține puterea prin controlul monedei de interschimb la nivel mondial și garanțiile care stau la bază. Aur și datorii, asta este esența din această poveste. În cazul în care aurul vine, de la cine și cui îi aparține? Timp de 2000 de ani, aurul lumii curgea spre est în China, de-a lungul drumului mătăsii din Imperiul Roman până în Bizanț și Spania, în schimbul mătăsurilor, mirodenilor și comorilor din est. Când bancherii din Europa au decis să exercite un control al sistemului financiar mondial, un control al acestui aur a devenit esențial. Cine a creat conturile de garantare globală și de ce? Operațiunea Golden Lily este povestea bine documentată a echipelor japoneze de colectare a aurului, care s-au infiltrat în cadrul națiunilor cheie deținătoare de aur în avansul invaziilor militare din China și alte națiuni, cu intenție expresă să profite de miile de tone de aur pe care le-a acumulat Asia, în principal China. Sistemul de colectare nazist al aurului este bine cunoscut, dar japonezii au acumulat un tezaur mult mai mare cu cunoștințele și cooperarea anumitor interese bancare europene. Unde este aurul și cum a ajuns acolo? Totalul oficial pentru întreaga cantitate de aur declarată ar fi, de când omenirea a început exploatarea acestuia de deasupra solului, de aproximativ 160.000 de tone. Dovezile indică acum că o cifră mai exactă ar fi de 2 milioane de tone. În al doilea război mondial, japonezii au săpat tuneluri și buncăre în Asia de Sud-Est pentru a stoca aur, în primul rând în Indonezia, Thailanda și Filipine. După război, aurul a fost descoperit de către aliați și a fost încorporat într-un sistem înființat de băncile centrale europene înainte de război pentru acest scop. Totalul exact al averii în conturi of ledger nu este cunoscută, dar se spune că este în mii de trilioane de dolari în aur, platină și pietre prețioase, în plus față de o sumă nedeterminată în notele Federal Reserve și alte valute. Cum au ajuns națiunile să fie de acord ca aceste conturi să fie folosite pentru programe umanitare? La conferința de la Bretton Woods în 1944, aliații abia victorioși s-au întâlnit pentru a crea un nou sistem financiar global. A fost creat Fondul Monetar Internațional. La sfârșitul anilor 1940, președintele Sukarno al Indoneziei a fost numit controlor monetar din partea deponenților, majoritatea țărilor asiatice, dar în principal China, pentru a monitoriza și a pune în aplicare conturile globale în scopuri de redezvoltare și eliminarea sărăciei de pe planetă. Cum a abuzat elita bancară de aceste conturi? Familiile bancare centrale au pus deja în aplicare structuri esențiale pentru a profita și a controla această bogăție. Banca Reglementelor Internaționale, Fondul Monetar Internațional, Consiliul pentru Relații Externe și Organizația Națiunilor Unite
toate au fost fondate și finanțate de către elita bancară, inclusiv familiile Rockefeller și Warburg. Probabil știți că sediul ONU este construit pe un teren donat de către David Rockefeller. Au fost neglijate acordurile de a utiliza fondurile pentru dezvoltare, iar elita bancară a continuat să le folosească pentru propriile lor scopuri, blocând accesul deponenților. Președintele Sukarno din Indonezia a fost numit M1 sau controlor monetar al conturilor. O mare parte din active sunt depozitate în buncăre ascunse în Indonezia, dar el a fost înlăturat de la putere după o afacere cu John Fisher al Kennedy, utilizând fondurile să susțină noi dolari emiși de către Trezoreria Statelor Unite, eliminând astfel controlul Federal Reserve printr-o mișcare directă împotriva puterii bancherilor centrali. Asasinarea lui Kennedy a împiedicat această mișcare de succes. Bancherii centrali au pus în aplicare un sistem care permite Federal Reserve de a bloca pe oricine, doar bancherii din interior, elita, pot utiliza aceste conturi, blocând astfel proprietarii reali, deponenții, în utilizarea activelor pentru programe umanitare, așa cum a fost prevăzut inițial. Cine este Neil Kinnock și relația sa cu conturile globale? Apariția lui Neil Kinnock pe marginea acestor evenimente apare de la furtul din 2009, care a fost dezvăluit de către un martor din interiorul sistemului financiar de la Vatican, Daniele Del Bosco, de 144,5 miliarde de dolari. Constatată de către Federal Reserve, care a fost încredințat lui Neil Kinnock de către familia Dragon, grupul celor mai bogate familii din Asia, care sunt proprietarii legitimi de mari cantități de aur din conturile globale. Familia Dragon a încercat de zeci de ani să utilizeze conturile în scopul intenționat inițial și a apelat la ajutorul lui Kinnock, datorită reputației sale de om de afaceri internațional bine conectat și cu o minte dură și clară. Povestea acestui furt și a depunerii unei cereri de către domnul Kinnock în vederea unui proces de trilioane de dolari față de figuri și instituții de elită, inclusiv ONU, Forumul Economic Mondial, Banca Mondială, Guvernul Italian, Poliția Financiară Italiană, Silvio Berlusconi și alții, a fost descoperită de către Benjamin Fulford, fostul editor financiar Forbes Magazine pentru Asia, care a călătorit în Italia pentru a efectua investigații inițiale, unde s-a și încercat un atentat asupra vieții sale. Povestea a fost apoi preluată de cel mai bine vândut autor, David Wilcock, care a primit de asemenea amenințări cu moartea, confirmând povestea într-un articol de investigație pe blogul său influent. În plus, față de procesul lui, pe care el l-a retras ulterior în scopul de a-l reiniția într-o jurisdicție mai eficientă, Kinnock a depus de asemenea un ordin de încetare a drepturilor lor pe numele familiei Dragon împotriva unui cine este cine, a structurii de putere și intrigi, punându-i sub observație pe aceștia pentru fraudarea conturilor globale și a fi judecați pentru orice fraudă în continuare. Acești interziși sunt George Herbert Walker Bush, George W. Bush, regina Elisabeta a II, Organizația Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, David Rockefeller, Hillary Clinton și o serie de alte figuri mondiale și organizații care sunt în cercul interior al cabalei. Obligațiunile care au fost furate de la domnul Kinnock au fost note ale Federal Reserve date familiei Dragon ca plată pentru aurul depus în conturile Federal Reserve și care au fost blocate continuu pentru a fi utilizate. Procesul domnului Kinnock reprezintă prima încercare formidabilă pentru a învinge acest furt. După cum se poate intui, viața lui este în pericol. El a supraviețuit la 4 tentative de asasinat și are în prezent protecție de la numeroși aliați din întreaga lume. Domnul Kinnock este în prezent în Indonezia pentru a finaliza acordurile cu bătrânii indonezieni și oficialii chinezi care dețin cererea liniară la majoritatea activelor din conturile globale. Domnul Kinnock este în posesia unor documente cheie, cum ar fi originalul acordului memorial de la Green Hilton între Kennedy și Sukarno și Cartea Neagră, dosarele secrete ale conturilor. Numeroase alte probe pot fi furnizate. În plus, față de participarea domnului Kinnock, alți actori cheie pot fi aduși ca parte a procesului de intervievare, inclusiv indonezieni implicați în tutela activelor, oficiali financiari asiatici puternici și alții. Cartea albastră, care stabilește linii genealogice ale acestor familii, ale cabalei, cum au evoluat și unde sunt azi, acest lucru
fiind dezvăluit pentru a ști cu cine luptăm, oamenii din Cartea Albastră care controlează ilegal activele conturilor off-ledger. Ei sunt elita care controlează toată industria lumii occidentale în care toate punctele sunt conectate. Aceștia sunt oamenii care au primit planurile, încrederea și banii de salvare a omenirii. Interzicerea tranzitării spațiului aerian asiatic de către cabală. Actualizare din 17 aprilie 2014. În această actualizare, Neil Kinnon a anunțat crearea unei noi propuneri puternice, un acord asiatic, no-fly zone, zonă cu interdicție aeriană, pentru a opri cabala de a intra în țările asiatice, cu intenția unică de a declanșa mai multe războaie și activități teroriste pentru a avansa hegemonia lor în lume. A venit timpul pentru un catalizator asiatic no-fly zone. Este un prim pas pentru a-i pune pe acești psihopați în spatele gratilor cărora le aparțin de drept. Un alt plan de acțiune pe care Neil îl anunță este proiectul de a expune infractorii cunoscuți și mercenarii prin publicarea de poze cu casele și familiile lor. Este aceasta casa și familia ta? Nu putem continua să ținem ochii larg închiși și nu mai poate fi permis să se ascundă în spatele secretului. Pentru crimele lor se bucură de o viață de lux care a fost construită pe suferința și viața omenirii. Părinții, mamele, fiicele, fiii și membrii familiei aferente vor fi identificați și vor răspunde pentru crimele pe care le-au sprijinit în mod direct sau chiar indirect. Toate acestea vor fi dezvăluite pentru a se ști cine sunt ei cu adevărat. Neil ne apără drepturile noastre la fiecare pas de pe acest drum, cu punerea în primejde a propriei vieți. În sprijinul lui vă încurajăm pe fiecare dintre voi să-și intensifice acțiunile și să ia măsuri în funcție de ceea ce sunt în stare să facă. Timpul este acum. Problemele noastre sunt provocate de om, de aceea ele pot fi rezolvate de către om. Nici o problemă a destinului uman nu este dincolo de ființele umane. John Fitzgerald Kennedy. Ideile din relatarea video a lui Neil Kinnon din Bali, Indonezia. Un acord juridic între Rusia, China și Asia pentru o zonă de interdicție aeriană pentru aceste țări este în prezent în curs de finalizare. Acest lucru ar însemna că toate intrările în aceste țări de către elita mondială din vest, Obama, Cheney, Soros, familia Bush, familia Rothschild și toți membrii cabalei vor fi blocate. Documentul no-fly va fi în mâinile Rusiei, Chinei și Asiei în câteva zile și apoi se va servi acestor persoane ale cabalei. În cadrul întâlnirilor sale cu diversi oficiali guvernamentali, Neil a făcut recomandarea ca în cazul în care criminalii cabalei nu pot fi îndepărtați de la intrarea în aceste țări, atunci ei trebuie să fie arestați la sosire și acuzați de crime de război, activități teroriste și crime de depopulare împotriva umanității. Familia Rothschild a fost nominalizată în special de către Putin, că e nevoie pentru a fi eliminată, dar nu se poate spune că Bush și Rockefeller nu sunt la fel de vinovați. Neil subliniază sprijinul său de către cititorii blogurilor pe care acesta informează, care au adoptat actul curajos de a lua poziție împotriva mercenarilor ONU care au invadat ilegal cartierul lor. Cartierul Special Force a arătat imagini cu acești soldați care s-au deplasat din casele și familiile lor după care au părăsit zona. În cazul în care cititorii noștri au orice informații și sau imagini cu cei care trebuie să fie expuși pentru crimele lor sau care invadează ilegal cartierul lor cu prezența lor armată, vă recomandăm să-l trimiteți echipei lui Kinnon. Vom acționa ca imaginile să ajungă în mâinile potrivite și detaliile personale ale vieții lor vor fi expuse pentru a vedea toată lumea. Acest lucru este quid pro quo. Acestea sunt intoxicații și amenință viețile noastre și viața familiilor noastre. Vom folosi propriile tactici împotriva lor care să stopeze crimele și teroarea lor într-un mod pașnic și eficient. Recent, membrii BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, s-au întâlnit cu controlorii financiari din Washington DC, națiunile BRICS, inclusiv China, care este un actor important în conturile globale, au fost de fapt concilianți în oferta lor pentru a include și vestul în finanțarea conturilor de garanție globale. În timp ce Occidentul nu face parte din conturile de garanție, acești criminali lacome au avut îndrăzneala de a refuza un contract de orice fel. Se aude deja dangătul de moarte al dolarului Statelor Unite. Rusia și China sunt agresive, ele renunță la utilizarea petrodolarului în comerț și nici vrăjile nu salvează sfârșitul dolarului ca monedă de rezervă a lumii și dominația Fed asupra economiei mondiale.
Este nevoie de avocați specializați în dreptul internațional. Vă rugăm să contactați echipa Keenan dacă sunteți în măsură de a contribui cu expertiza dumneavoastră la acest efort. Pentru cei care pun la îndoială diferența dintre Cabală și familia Dragon, să se asigure că Cabala nu va fi niciodată parte cu bani pentru a ajuta umanitatea și de ani de zile în mod constant ei au furat de la familia Dragon. Nu vor exista fonduri care merg în buzunarele persoanelor fizice. Intenția familiei Dragon este de a oferi fonduri pentru a stabili proiecte umanitare, oportunități pentru omenire, să fie în măsură să se ajute pe sine, ceva care Cabala are mereu și mereu în vedere, făcând tot ce stă în puterea lor pentru a preveni acest lucru. George Soros a făcut o declarație recent în United Kingdom, în Anglia, spunând că dacă guvernul britanic iese din Uniunea Europeană, ceva ce majoritatea britanicilor doresc și s-a și întâmplat, tot ce se fabrică major de asemenea va fi scos din Anglia. Acest lucru indică faptul evident că acești producători corporativi sunt parte a elitei globale. După cum se poate observa în Statele Unite, în ultimii 30 de ani, cei mai mulți dintre producătorii noștri s-au mutat deja în străinătate. Acest lucru este un joc al familiei Rothschild. Amintind că Ucraina s-a separat de Rusia după căderea comunismului în Europa și destrămarea Uniunii Sovietice din anii 90, deoarece Reagan, Mitterrand și Wanta, care nu este pălăria albă, au furat fonduri din conturile globale și le-au folosit pentru a distruge rubla rusească. Drum drept spre lumină. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!